Două persoane au fost rănite într-un accident ce a avut loc în această dimineață în localitatea Vârț. Evenimentul a fost produs de un bărbat de 30 de ani care a încercat să depășească un autoturism din față. Șoferul nu s-a asigurat la efectuarea manevrei, un alt conducător auto angajându-se deja în depășirea autoturismului său. Mașina condusă de bărbatul de 30 de ani a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat în șanț. În această dimineață, pe raza localității Vârț, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule. Un șofer în vârstă de 30 de ani s-a angajat în depășirea unui alt autoturism aflat în fața sa, depășire neregulamentară, neasigurându-se, având în vedere faptul că un autoturism aflat în spatele său, care conducea în aceeași direcție, se angajase deja în depășire. Cei doi au pierdut controlul volanului, iar autoturismul condus de șoferul de 30 de ani s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma impactului, șoferul de 30 de ani a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului și au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Șoferul de 30 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.